Bătută cu bestialitate în plină stradă la Zalău. S-a întâmplat în urmă cu două seri, chiar de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Victima, o tânără de doar 20 de ani. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Un martor a filmat momentul, iar imaginile sunt acum probă la dosar. Fata este internată în stare gravă pe secția de neurologie a Spitalului Județean din Zalău la terapie intensivă. A suferit multiple fracturi la nivelul feței și are lovituri pe tot corpul. Agresorul a fost prins, iar cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă tribunalul Sălaj. Iar noi comentăm acum subiectul cu psihiatrul Gabriel Diaconu, în direct la Digi24. Domnule doctor, mulțumesc că sunteți cu noi. Cu ce avem de-a face, având în vedere aceste date pe care le avem? Victima, foarte tânără, o femeie, o tânără de 20 de ani, bătută în plină stradă, aflată în stare foarte gravă la spital pe secția de terapie intensivă. Bună ziua! În ce privește violența fizică, interpersonală, nu știm deocamdată, sau cel puțin informațiile pe care eu le am, nu spun că ar fi existat un istoric între victimă și agresor, da. Posibil că da, dar cu siguranță filmarea arată ceea ce în literatură se numește overkill, în orice caz un atac super violent, unde violența este dincolo de intenția de a vătăma sau inclusiv de a ucide, cât de a anihila, de a distruge și de a face, cum se spune în popor, una cu pământul victima. Cu siguranță că agresorul în momentul respectiv era dincolo de testarea realității, dar asta nu vrea să spună că nu avea discernământ. Când spun testarea realității, mă refer la agresivitatea loviturilor, frecvența și așa mai departe. Este bine că, din fericire, persoana a supraviețuit. Este din nou întristător pentru că ne-am dorit cu toții că astfel de evenimente se întâmplă rar în România. Din păcate, ele se întâmplă frecvent. Statisticile sunt mai mult decât dureroase, sunt rușinoase, pun țara noastră într-un top nedorit în ceea ce privește violența domestică și violența îndreptată împotriva femeii și, în mod implicit, mamele, surorile, soțiile unora dintre români devin victima ale violenței fizice. Și să ne înțelegem, violența fizică merge dincolo de consecința medicală a unei traume. Merge într-o zonă în care durerea este secundată de șocul emoțional, psihologic al victimei, care de multe ori va fi umilită și va rămâne cu amintiri intruzive, traumatizante din nou și din nou, în preajma unei situații care sfidează natura umană. Astfel, persoane ajung frecvent să vadă un medic sau un psiholog pentru sindrom de stres post-traumatic. Drept urmare, este groaznic. Și cei care se uită la așa ceva ar trebui să-și aducă aminte în timp ce se uită că cineva a fost în stare să filmeze scena respectivă, dar firesc ar fi fost să intervină să scena implice. Respectivă. Asta da. E ce e oribil. Absolut. Absolut. Întrebarea pentru dumneavoastră, domnule doctor, pentru că spuneați că România este în acest top rușinos. De altfel, pentru că ați făcut referire la statistici, am în față ceea ce spune o statistică ONU privitoare la abuzul asupra femeilor, că victimele de obicei nu fac plângere penală și experimentează acea senzație de rușine. Cum diminuăm acest fenomen? Ce ar trebui să se întâmple în țara noastră? Intuiesc din ce îmi spuneați dumneavoastră că implicarea civică ar fi unul dintre elementele necesare ca violența îndreptată asupra femeilor să scadă considerabil în România. Există un proverb sau zicătoare, hai să zicem așa, care spune despre măgăruși că pot să fie conduși cu trei feluri de obiecte, cu bețe, cu morcov sau cu motivație. La fel și în prevenția violenței domestice, chiar dacă analogia poate e ridicolă, avem nevoie să lucrăm la pedepse, avem nevoie să lucrăm la recompense și avem nevoie să lucrăm profund la motivație. Și nu din perspectiva victimei, cât de multe ori din perspectiva intervenanților. Pe partea de ce știu eu, bețe, poliția are la îndemână ordine de restricție care pot să fie date de polițiști. Autoritatea judiciară are la îndemână pedepse care au fost înăsprite și în același timp e un proces care compune și presupune destul de mult timp încă, nepermis de mult timp între termene, de la momentul la care o persoană e trimisă în instanță până la momentul la care va fi condamnată. Ne trebuie, lege eficiente. De reabilitare. Mulțumesc tare mult, domnule doctor, pentru intervenția în jurnal și pentru explicațiile dumneavoastră, Gabriel Diaconu, psihiatru. Mulțumesc!